O să vorbim acum despre Minerva. În stânga aici, toată această parte cu aceste balconașe a fost construită de către comuniști. Pentru că lipit de hotel erau în continuare case. Și după ce le-au demolat, au zis, păi stai că arată cam aiurea, hai să le schimbăm puțin. Și practic au copiat tot ce celelalte balconașe și le-au continuat ca să dea un aer de epocă veche. Până la urmă e bine că au și reușit să facă lucrul ăsta, pentru că e mult mai diferit. Deci aici erau cele patru hoteluri. În zona aceea unde este mai liberă, până în anii 20, era Hotel Paris, care era construit pe la începutul secolului 19, dar prin anii 20 l-au demolat pentru că nu mai avea, era destul de murdar și nu era o zonă destul de bună și autoritățile au pus pe proprietari să demoleze. Aici, în dreapta, aveam hotelul Teodoru, care a fost demolat în anii 80. Teodoru acesta este un grec venit prin secolul 19 în România. El practic este bunicul matern al lui Henri Coandă. Are o legătură frumoasă. Încă la fapt, când o să ajungeți, încă există biserica grecească fondată și construită de către Teodoru, dar aici avea unul din hoteluri, practic era pe la 1830, cam atunci a fusese construit. Dar până atunci, haideți să intrăm în Sala Maură, una dintre cele mai frumoase clădiri din Craiova și unul dintre cele mai frumoase interioare, bine păstrate. Aici este făcut, până la urmă, să impresioneze. Aici se făceau baluri, se organizau diverse evenimente. Picanteriile vremii, foarte multe case au fost pierdute aici, adică oamenii veneau și jucau inclusiv casele la poker sau ce jocuri aveau ei atunci. Sunt foarte, foarte multe. La un moment dat se spunea că oamenii își pierdeau casele inclusiv cu neveste, cu tot. Deci eu știu cel puțin trei clădiri din Craiova care au fost pierdute și recâștigate și recâștigate și câștigate și recâștigate și pierdute din nou la acest casino. A fost făcut, haideți să intrăm în superba sala la Maură. Bună ziua! Bună ziua! Mulțumim de primire! Bună ziua! Domnul proprietar, mulțumim pentru primire. Am venit, ei dânsii sunt de la București. Da? Doru Petrovici. Și vă mulțumim frumos și că, uite, chiar vreau să le arăt Sala Maură, pentru că ei nu știau cum era, dar am zis că trebuie neapărat, dacă vin în București, să vină măcar o dată în Sala Maură. În Sala Maură, da. Da. Bun. Culmea, cazinoul Minerva, bineînțeles că exista de la începutul secolului 19, exista până la 1880, clădire, chiar așa îi zicea, Minerva Casino, care era proprietatea bisericii. Deci, culmea, biserica, da? Aici ținea de Madonna Dudu, deci biserica construise un casino. Iar după planurile lui Teodor Dobrescu, a fost făcut această clădire, a fost finalizată în 1903, deși la intrare scrie 1901, a avut în perioada interbelică câteva probleme, adică la un moment dat a fost un incendiu și toată intrarea a fost mărită. Pentru că de unde am intrat exact acolo era de fapt o mini piațetă sau hai să zicem un fel de terasă, da? Unde beau oameni, deși Minerva în spate, după încă vreo 3-4 case, are o terasă proprie. Practic se intra... inclusiv Beciu, e unul dintre cele mai mari beciuri din Craiova, trece pe sub case până în partea cealaltă. Deci la vreo 200-300 de metri încolo. Atât de lung este una dintre cele mai mari. Bineînțeles că aici, de-a lungul timpului, aici au fost foarte, foarte multe evenimente și, și private. Și... Iar acum, domnul Petrovici încearcă să o deschidă publicului și să o readucă la... cum era odinioară. Ultima restaurare a fost prin anii 90,
Ce este bine că a fost făcută, pentru că dacă nu o făceau atunci, acum era deja dusă. Avem inclusiv sus, totul este stucatură. Deci nu există lemn, nu există, deci totul e făcut din stucatură. Pentru că așa se făceau majoritatea, dar stilul ăsta maur, foarte, foarte bogat, ornamentat, te copleșește. Bineînțeles că avem și aici, avem, dar cu un grad puțin schimbat, pentru că nu se vede never ending, vezi? Asta înseamnă că probabil cei care au restaurat-o nu au pus-o gradul ăla, un grad, atât. Ca să fie exact perpendicular. Bine, și distanța e mare, dar, mă, normal, trebuia să se vadă la infinit. Dar, oricum, din simplu fapt că există, totul este original, aici s-a păstrat și este bine. Aici e locul vedetelor, de aici, din Craiova. Acolo sunt separeurile. Acolo era bandul, da, formația, încă a rămas locul pentru formație. Bine, înainte probabil erau mai, nu erau atât de multe scule ca acum, dar e ca un intrând. Da. Și este bine că s-a păstrat. Foarte multe detalii aici, adică eu și acum când vin de fiecare dată, când mai descoper câte o mică inscripție, un nou detaliu, sus pe partea cealaltă sunt trecute inițialele casino, pentru că era casino, hotel, da? Și cofetărie. Cofetăria încă funcționează acum. Mulțumim frumos! O zi bună! Da. Sunt inițialele. Iar la hotel, uite acolo sus. Ah, da. Palatul Minerva, e PM. Palatul Minerva, iar la intrare acolo, în partea în care am spus că intrarea originală, exact de aici era, unde sunt acești tâlpi. Dar după ce a fost incendiu, ei au continuat-o cam pe aici, pe undeva era. Da. Și aici era un fel de terasă. Și după acel incendiu a fost construită, pentru că s-a observat asta datorită vederilor vechi. Pentru că în unele nu apar și în altele, după o anumită perioadă, apare exact această construcție. Da? Cam atât a fost aici.